Următorul meu invitat este un fost fotbalist, emblemă a echipei naționale, iar ea este fica lui, vorbește patru limbi străine, ciucă, are doar 10 ani. Asta așa, pentru noi. Este vorba despre Răzvan și Nicol Raț. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins, hey, hi. Hi, how are you? Good, thanks. Comment ça va? Bien. Bien, ok. Mai zi. Hola! 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 ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Am înțeles. Deci vorbește engleză, franceză, spaniolă și rusă? Da. Și rusă? Nu, nu, franceză nu, română. Da, mi-a răspuns acolo cu bine, cu toate astea m-a depus o lată. Mai știe și... Perfect, te rog frumos să-i loc aici, tăticule. Mă bucur mult de tot. Deci știi rusă, știi spaniolă, engleză și toate le vorbești fluent? Si. Nu, nu e nicio problemă, poți să vorbești cu noi în toate limbile, că noi și noi vorbim la fel, să știi. Eu și Ciucă la fel, noi vorbim rusă, engleză, spaniolă, franceză, germană și pe italiană. Italiană. Și ce mai vrei? Italiană. Deci noi suntem foarte buni. Așa ne-a și angajat aici, să știi. Nu poți să intri la televizor dacă nu știi cel puțin 5-6 limbi străine. Da, bun, felicitări, Răzvan, mă bucur foarte mult că ești alături de noi. Cred că ne-am mai întâlnit. Ne-am mai întâlnit în mai multe ocazii. Odată când am filmat la tine în Caracal, nu? Nu, e undeva la Piatra Old, poate, sau la Slatina. Eu la Slatina, nu, la Slatina. Caracal e aproape, dar... La Slatina, da? Prin Old. Da. Am trecut acolo, prin Old, așa, la hotel, la tine, am făcut o farsă, da. Dacă nu mă înșel. Și cred că ne-am mai întâlnit și la Buftea, mai de mult, când încă era în activitate, cum se spune. Da, bine, am 3 ani și jumătate acum, de când m-am lăsat și... Sunt mai ocupat decât înainte. Și îți place mai mult ce faci acum decât ce făceai înainte și o să afle oamenii imediat ce faci acum? Nu, nu. E clar că fotbalul este ceea ce... Cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie și sunt ceea ce sunt acum datorită fotbalului. Foarte frumos. Vedem imagini. Acum e probabil timp mai mult și de vacanță. E adevărat, dar totuși, v-am spus, sunt ocupat. Sunt ocupat, am... Am da, foarte mai multe lucruri de făcut. Perfect, că... Răzvan, mai o secundă, las-o pe Nicol să ne răspundă. Nicol, cu ce se ocupă tati în ultima perioadă? De ce e așa ocupat? Dacă fotbal acum nu mai e la echipă să joace... Face business. Ah, iartă-mă. Deci tati face business? Și adică, tu cum îți dai seama că tati face business? Adică poartă direct costum, are diplomat? Mm-hmm. Da. Și cum vorbește la telefon prin casă? Hello, how are you? Huh? Hello, how are you? Yes, I have discussed this for Modex. Yeah, bye. Yo, okay, perfect. Dar ce ai zis? Modex? Uh-huh. Am înțeles, pentru că tu ai intrat în industria asta monedelor virtuale? Da, până să ajungem acolo, am investit, după ce m-am lăsat de fotbal, am investit foarte mult în... companii de tehnologie, ele sunt mai multe, nu este una singură. Cea despre care vorbește, dar mi se pare foarte tare. Cea despre care vorbește Nicol, este una dintre ele, se numește Modex, care face, care se ocupă cu adopția tehnologiei blockchain în toate domeniile. Deci nu e o monedă, e o tehnologie. Nu, este o companie care face care utilizează tehnologia blockchain ca și bază de date, se numește Modex. Am înțeles. Modex. Stai că o să ne bagi în ceață, rău de tot. Blockchain as database, da. Cu bază de date care practic îți securizează în timp real datele fără să și cu tehnologia blockchain. Mi se pare foarte tare că foarte mulți colegi de-ai tăi, după ce s-au lăsat de fotbal, s-au dus spre antrenorat, spre impresariat. Tu te-ai dus spre domeniul ăsta de business și ai investit mereu în companii de tehnologie încă de când erai fotbalist? Nu. Acum am avut posibilitatea, să spun așa, sau oportunitatea să investesc în companii de tehnologie. Cealaltă, sau să terminăm cu Modex-ul acum, există și o criptomonedă care este pe piață deja de 4 ani, dar cred că acum este momentul oportun pentru ca lumea să știe că există și Modex Token.
care este folosit în ecosistemul și pentru serviciile de blockchain pe care asta noi le... Pe noi ne zăpăcește cu modelele, suntem un pic pe lângă subiectul ăsta atât de tehnic, dar mi se pare foarte tare că ai intrat în industria asta a tehnologiei. Și câți ani ai jucat tu fotbal? Ca dacă ne întreabă cineva, Răzvan Raț, cariera lui de fotbalist? Răzvan Raț a jucat exact 20 de sezoane ca profesionist. Și ai câștigat cupa UEFA cu Shakhtyor? Da, undeva cu totul sunt 22 de trofee de-a lungul carierei. Cel mai răsunător sau cel mai important este câștigarea cupei UEFA în 2009 alături de Mircea Lucescu și Shakhtyor Donetsk. Și știu că mai ai... Mai departe am mai jucat în alte dar țări. Dar știu că mai spui așa, Răzvan Raț, sau singurul fotbalist, nu? Fotbalist român peste 100 de meciuri în cupele europene, da. Ceea ce este foarte puternic, nu? Sunt mândru de cariera mea, poate, nu știu, am avut ocazia să ajung și la alte echipe, poate mai importante, pentru că am ratat un transfer la Real Madrid undeva în 2009, dar una peste alta sunt foarte mândru de ce am analizat până acum. Cum ți se pare? Acum că privești cei 20 de ani care au trecut repede? Imediat așa? Dacă mă întrebi, sunt foarte multe lucruri pe care nu mi le amintesc. Dacă mă întrebi acum cum am câștigat, nu știu, campionatul în 2007, mi-e greu să spun adică cum s-a întâmplat. Multe lucruri care s-au întâmplat. Sunt foarte multe meciuri, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în cariera unui jucător, unui fotbalist profesionist. Trec foarte repede anii, de fapt. Și citim acolo în clasamentele alea. Messi a câștigat de-a lungul carierei atâția bani până acum. Răzvan Raț, cât trecem? Ciucă notează. E bine. Ok, la Răzvan Raț A câștigat bine. Bine. Nu, cifrele nu sunt importante. E clar că am câștigat bani importanți, să spunem așa, mă refer în comparație. Mai ales că salariile acestea erau publice de foarte multe ori. Salariile sunt publice, adică dacă acum dai un search pe Google, poți să afli chiar exact. Așa, e simplu, Răzvan Raț salarii sau salariu, îți arată repede exact. Cam care au fost... Tu-ți dai seama câți ani ai Răzvan acum? Acum am 40. Mulți înainte, am 43. Tu-ți dai seama că noi o plictisim cu discuțiile astea pe fiica ta care a scos o carte să citească? Adică da. Mi se pare cel mai interesant. Nu mai vrei să mă vorbești cu noi? Nicola a venit la emisiune și a zis, bă, ce vorbesc bătrânește aici? Nu mai vrei să mă vorbești cu noi? Ia stai. Ce vorbesc bătrânește? Stai mă să scot eu carte, că e mai interesant. Ce citești? Nu, că e foarte bine. Ține-o așa, Nicol, eu sunt de acord cu tine. Ce citești? Book. O carte care se numește? Sisters. Ok. Perfect. Dar știi ce vreau să te întreb? Cum ai învățat rusă? Care e prima limbă străină pe care ai învățat-o? Când ea era născută, din Ucraina? Ea e născută în Ucraina. În principiu, cam asta e prima ei limbă sau limba nativă. Dar, de fapt, între timp s-a schimbat în engleză pentru că... Deci... Nicol, practic, s-a născut când tu erai la Shakhtyor. Da, s-a născut la Donetsk, da. Iulia e soția. Iulia e soția mea. E adevărat? Miss, nu? Miss, nu e niciun nu. Miss. Ai. E doar frumușică. E foarte frumușică. Miss Ucraina, nu? Sau cum? Nu. Serios, n-are nicio legătură. Dar s-a scris, nu? Că este, s-a scris, soția, dar noi se scriu, se scriu multe la noi. Miss. Nu, este pur și simplu, este de fapt o fostă solistă vocală de ansamblu folcloric de muzică rusească. Stai un pic. Deci aici e... Asta e. Ce ansamblu folcloric ăsta, Răzvan? Iartă-mă. A, ăla din... Asta. Nu, iartă-mă. Astea e, și pe, e și pe dans. Da, e bine și pe dans. Aici cu ce? Tu ești acolo sau ce? Eu sunt mai bărbos decât acum. Am înțeles. Stai un pic. Deci iartă-mă un pic ce ansamblu. Sau... Da, e bine. E bine, exact, ok. Astea sunt pe TikTok sau unde? Nu sunt pe Instagramul meu pe care îl folosesc. Răzvan Raț. Da, perfect. Este, deci, îl folosesc din joi în Paști. Deci, și cum ai cunoscut-o pe Iulia? Și tu ești bine pe dans. Da. Cum ai cunoscut-o pe soția ta? Undeva în 2006 suntem destul de mult timp împreună. Pur și simplu... Ea e ucrainiancă. Ea e ucrainiancă, este din Donetsk, acolo unde eu nu mă mai pot întoarce, din păcate, datorită situației politice, politice și conflictului care există. Deci nu ai cum să mai intri în Donetsk, nu? Nu.
deja nu am fost, cum îi spun eu, acasă, să spunem așa, din 2013. Și dacă te-ai întoarce, ce ai pățit? Păi este... Interzis, nu? Lege? Nu, există niște granițe cu teren minat, cu tancuri, cu... Deci n-ai un fel de, să spunem așa, a fost Iugoslavie la un moment dat, cum era, cum a fost în fostă Iugoslavie. Un fel de Transnistria. Și acolo mai aveți rude, mai aveți... Rude, din păcate, părinții Iuliei, numai socrii mei, nu mai sunt în viață. Cumnata mea sau sora soției mele este în Japonia, acolo de foarte mult timp, de 15 ani. Nu prea mai avem, dar într-adevăr am legătură cu casa, cu toate fostele mele investiții de acolo. Mai aveai investiții acolo? Da. Și ce se întâmplă? Păi nu mai am acces la ele. Sunt pe minus. Adică, asta, adică investiții egal minus. Se ocupă cineva de ele? Da, doar le supervizează astfel încât să nu fie, să spunem așa... Vandalizate. Și vandalizate sau pur și simplu luate. Și ce aveai acolo? Adică la ce nu poți să ajungi? Case, apartamente, terenuri, alte business-uri. Mamă. Adică foarte mulți ani de muncă. Ei, una peste alta ca să... E bine. Asta minus 4. 4 milioane? Da. De euro? Da. Deci 4 milioane de euro la Donetsk. Câte apartamente aveai? Casa care era cea mai valoroasă unde... care a costat jumătate din ce ți-am spus și restul tot. Deci casa de... 2 milioane și restul investiții, pentru că erai un fotbalist care investea în munca ta, în proprietăți de acolo, da, de am avut, după ce termin am cu avut fotbalul, foarte să multe, ai un viitor pentru familie. Foarte multe proprietăți acolo, chiar înainte să plec trebuia să deschid un sport bar pe teritoriul sau în parcul din jurul stadionului, cum e la noi Ilia Manoliu, așa era, numai că era un, e un mare parc sau era un mare parc în jurul stadionului și acolo pe malul unui lac aveam, era, ajunsesem aproape să pun geamurile la deci sport barul respectiv. Eram aproape, dar acum sunt departe. Cum e viața asta, știi, dacă stai să te gândești. Dar îmi place foarte tare de tine, la modul cel mai sincer, că ai rămas un tip ancorat așa în realitate, picioare pe pământ. Faptul că investești în companiile astea de tehnologie, că te gândești la viitor, asta e tot ce contează. Apropo de companiile de tehnologie, cealaltă companie care sunt eu foarte mândru și în care am investit este, se numește Dot Lumen, este, face un device, un device pentru nevăzători, să spunem așa. Este un device care înlocuiește câinele, pentru că sunt 40 de milioane de nevăzători în lume. Există foarte multe și din păcate doar 26.000 de câini care pot și am înțeles că niște ochelari care îi pot ajuta pe nevăzători să se deplaseze. Exact, ăsta este un device de mobilitate, pentru că sunt foarte multe gadgeturi, să spunem așa, sau device-uri care ajută nevăzătorul să citească, dar nu există la momentul ăsta un device de mobilitate. Eu te felicit din toată inima, dar Ciucă, pozașule, poți să faci o poză așa cum stai eu la discuție cu Răzvan Raț, cum ai aflat și tu, singurul român cu 100 de meciuri în cupele europene, și cum Nicol citește relaxată în timp ce noi discutăm aici, mi se pare prea tare, mi se pare foarte tare Nicol, genul ăsta de imagine. Nicol, ești la școală acum, nu? Da. Unde? La Americană. În București? Adică da. În București, normal, da. Și îți place la școală? Mergi fizic acum? Da. Perfect. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Să încă mai ai timp să te gândești. No, dar cu ce echipă de fotbal ții? Spune ce vrei să te faci. Psiholog. A, vrei să te faci psiholog? Uh-huh. Foarte tare, bravo. și cu ce... Mamă, ce privire ți-a aruncat. Răzvan, adică se amuza el, vrea psiholog, s-a uitat așa, Nicolae. Pe bune? Adică cunosc privirea asta de la fiica mea, e la fel, credem. Știi ce vreau să te mai întreb? Cu ce echipă de fotbal ții? Real Madrid. Real Madrid. Și care e jucătorul tău preferat din toată lumea? Da! Mamă, ce frumos, știi? A venit cu lecția învățată. Nu, te-ai înroșit tot, foarte frumos. Nicol, îmi place foarte mult accentul tău. Deci engleza perfect. În rusă nu mi-ai zis nimic. Zi măcar că ți-a plăcut aici la emisiune și că a fost interesant. Butim. Nu știu, te-a panorat să-ți zis. Ce zici?
Я себе чувствую неловко. Мерси мульт де тот, îți place geaca, nu? Ai zis că, se simte un pic... stânjenită. Stânjenită. Da, nu, știi, nu, pentru că îți dai seama, nu știa ce să... Deci, engleză, rusă și spaniolă. Hola, hola! Si. Hola! Și la română vorbește, le amestești pe toate când e, nu? Da. Mejor que hables en español con él, nu? Si. Si, señor. Foarte frumos. Mami, unde? Casă. Poți să, o salut, poate se uită la noi acum la emisiune? Vrei să mai salut pe cineva? Uh-huh. În afară de mamă? Pe cine? Pe Leili și Vera. Prietenele tale? Poți să le salut, poate să le zici ceva. Perfect, fetelor! Super! Mi-a plăcut. Ce e? Șai! Ce e asta? Yo! Yeah! Adică unul de-asta. Știu că în cazul ăsta de buletinul, deci altă vreme. Deci altă lume, crede-mă, adică. Mie mi se pare genial. Este din alt film. Da, ești extraordinară, să știi. Ești foarte frumoasă și foarte deșteaptă și abia aștept să mai vii la noi la emisiune. Mai vii? Eu m-am îndrăgostit de tine, spun sincer. Foarte tare. Bate palma. Perfect. Răzvan, îți mulțumim mult de tot, campionule. Felicitări din toată inima.